În cadrul ședinței extraordinare de vineri 15 octombrie, Consiliul Județean Sălaj a alocat din fondul de rezervă bugetară un ajutor financiar în valoare de 50.000 de lei Spitalului Orășenesc Jibou, dr. Traian Herța. Banii sunt destinați achiziționării de echipamente medicale pentru tratarea pacienților cu SARS-CoV-2. Pe fondul creșterii semnificative a incidenței la nivelul județului și al orașului Jibou, dar și pentru că dotările spitalului Dr. Traian Herța sunt insuficiente pentru a face față numărului mare de pacienți, primăria Jibou ne-a solicitat în regim de urgență un sprijin financiar. Pandemia ne-a învățat că trebuie să avem grijă unii de alții, să ajutăm să fim solidari pentru că doar împreună putem ieși învingători. Astfel, administrația județeană rămâne alături de personalul din prima linie a luptei cu temutul virus și alocă unității medicale din Jibou din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean. Suma de 50.000 de lei pentru achiziționarea a șapte concentratoare de oxigen de 10 litri și a două butelii de oxigen medical de 50 de litri, a explicat Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj.